procedăm la urmă Dumitru, mai avem un dans și încheie programul. Angela Ioana. Mulțumate domnului Dumitru Covalciuc. Astăzi, la ceas aniversar, țin să vă aduc cele mai sincere urări de sănătate. Vă doresc să fiți bogat ca toamna, cald ca vara și așteptat ca primăvara. Și dacă sunt ceea ce sunt, o mare măsură vă datorează dumneavoastră. La mulți ani și toți fericiți! I-am luat într-o toamnă fetic parapulic, nu era la noi roacă, pentru profesor. Mai e un dans, eu n-am prea dorit să vin, nu-mi plac mie manifestările, unii vorba de mine, dar astăzi, după atâtea aprecieri, îl rog pe domnul Haucă chiar să-i primească soție. Că vorbesc cu o doamnă sau beu un pahar și mi-a făcut sara soție în sus. Ce-ai făcut? Azi îl rog. Nu m-am așteptat la așa o primire. Nu sunt atât de mare cum s-a vorbit, că așa se vorbesc la aniversări. Eu sunt un om muncitor. N-am preștiut multe. Lucrez acum la monografia Suburbiei Roșa. E foarte greu. Eu trebuie să o dau până la Arhanghel trebuie să apară. Eu azi la jumătate la 3 mi-am făcut de dimineață tema, am scris cât am scris, ca să pot veni încoace. Este o monografie a satului Godinești, care trebuie să apară din zi în zi, scrisă de mine, și lucrez la două lucrări foarte importante acum, care țin de Centenarul Unirii, care va fi la anul 2018. De fapt, pe 28 decembrie am fost chemat în orașul meu de bază, Târgu Mureș, au vrut să mă sărbătorească, n-am putut nici de cum obține o viză, că dacă pașaportul expiră cu 6 luni până la... nu-ți mai dă nimic viză. Poți să fii Covalciuc, poți să fii prieten cu domnișoara moldovan, așa că n-am putut merge nici la 40 de ani fișorului meu în România, n-am putut merge nici la sărbătorire și nu știu când. Eu ați vorbit multe de toate. Numai n-ați spus că în ultimul an mă vedeți agricultor, mă vedeți cu coasa, cu sapa, că sunt șansele că trece și primarul și îmi face observații. Și ceea ce mă doare în sat, nu mă cobor din bus, 2-3 la poartă, nu vins casa, și mă doare foarte mult. Pentru că dacă aș vrea să o vând, ar scrie un anunț, prodam, cum scriu alții. Nu vând casa, poate fac o leacă de reparație primăvara asta. Și cât trăiesc, și nu vreau eu 100, eu să trăiesc cât părinții mei îmi ajunge. Că tata a murit la 87, mama la 89 aproape. Mi-ar ajunge. Eu mult puteam să ajung în viață. Puteam să am 2 doctorate. Ultimul în 2005 trebuiam să leu la Universitatea din Leipzig în Germania. Dar trebuiam să stau o oarecare perioadă acolo. În română trebuia să scriu, pentru profesorii de la universitățile de române din Germania m-au inclus într-un program, dar ce să faci cu 2 părinți bătrâni, neputincioși? Că dacă aș fi avut o soră în sat, sau dacă măcar fratele meu, Gheorghe, care a murit aproape de 30 de ani, aveam nădejde din el. A trebuit să stau lângă ei până la ultima suflare a lor. Am fost eu cu domnul Iura Lepci de Sfântul Vasile, înainte de a merge cu Malanca la domnul Nicoară, am aprins o lumânare, tatăl era Vasile, am rămas impresionați, neplăcut amândoi. Ce se întâmplă cu panțărenii mei? Toți scriu pe cruce în limba rusă și ucraineană. Ce se întâmplă cu dumneavoastră? Vedeți, în trecut, în timpul Uniunii Sovietice, scriem toți românești. Acum am trecut la alfabet latin de atâția ani și hai să ne scriem numele noastre adevărate. Văd, știm ce înseamnă dohotar, dar nu docotari. Știți ce înseamnă Nicoară, dar nu Nicoară. Asta e o prapasă și se face cimitir, nu știu de ce. Și meșterii care fac monumentele funerare, de la noi din sat, se știu românește. Poate așa e mai bine, nu știu. Oameni buni, eu puteam și eu să lucrez în școala asta, în 72, toamna, când a fost o revoltă cu Voronin, l-a scos de la limba franceză să nu mai predea, eu am fost solicitat de o delegație să vin la școală. Eu am rupt zorele Bucovinei toată viața. Și acolo am rămas. Am rămas și nu știam ce mă așteaptă. Satul și oameni din sat îmi dau și mari bucurii când îi văd. Dar mi-au făcut și mari neplăceri. După niște denunțuri cândva, am ajuns într-un lagăr de la frontiera cu Iranul. Nu mai știa nimic, trăiesc sau nu trăiesc. Evident, după asta n-am lucrat nicăieri 3 ani și 7 luni. Eram foarte mare dușman al unii sovietici. Așa dă Dumnezeu că totdeauna afli oamenii care te-au vândut. Dau mâna, nu-i întreb niciodată nimic. La unii le-am ajutat și copiilor, dar e foarte dureros când pe unul care îl ajută în panțări să devină om, ajunge și el undeva în România și predai ceva, și anume se găsește și împalmuiască copilul meu, care era la niște cursuri, la... N-am știut ce, am vrut să-l rup acolo când m-am dus la București. Cum așa? Oameni de-a mei, de pe dealul meu, de acolo. Sunt lucruri care toată nu se cade să faci bine. Dar știți, vine o vârstă că gândul e gând, dar nu, trupul nu se mai subordonează gândului. Multe mai sunt de făcut. Îți pornit acum, primez zilele astea viza să mă duc să văd ce-i cu Oprișeniul din lângă Fălticeni. Nu m-aș fi dus niciodată, dar dacă mai fac o lucrare despre sat, acel Oprișeni îi atesta documentar cu 5 ani mai degrabă decât satul nostru. Dar de ce e plin de familia Raducan acolo? Mine asta mă interesează. Raducan la noi, Raducan e acolo. Deci dacă domnul Nicoară a spus azi frumos că nu l-am presolicitat, dacă l-am mai solicitat, am mai scoate o carte pe bază de alte documente. Sunt documente, dar la mine vin documentele, nu știu, prea ușor sau știu fondurile. Eu vă mulțumesc la toți. Pentru că ați avut răbdare, pentru că ați avut, m-ați onorat și pentru că o să mă cunoaște cei tineri. E dureros câteodată când trec mulți pe lângă tine și nu zic nici bună ziua. E dureros când avem un autobuz, domnul primar, ba umbră, ba nu umbră, ba vine, ba nu vine. Și ai venit acasă, ți-ai luat ceva și trebuie să te duci 3 km până la brigadă. Nu se oprește nimeni astăzi să ia un scriitor ca mine, cum am spus. Dar unii claxonează să te salută, dar să duc mai departe. Tot așa vei și la deal. Dacă acest lucru m-ar vedea lumea în Boian, în Ciudei, în Crasnă, se oprește fiecare. Ce faci, domnul Covalciuc? Deci, poate de azi mor cunoaște și de tine. Norocul dumneavoastră, sunteți un sat foarte bogat, un sat de frontieră și frontiera v-a făcut bogați. Eu am material pentru multe cărți. Sunt materiale de arhivă stocate, neprelucrate. Eu atâta cred că numai nepoțica mea, care tot născută la 2 ianuarie, o să continue. Deși acum e la Londra, are interes, va veni. O dăm în clasa 1-a, anul ăsta românească, să vedem ce face. Am, pentru cine nu știe, 2 băieți. Unul este actor la Teatrul de Stat din Arad și regizor la Teatrul din Deva. Altul a terminat politologia la Universitatea din Timișoară, acum e în Anglia. Soția e în Italia, dar toți au fost înainte de anul nou acasă. Să mă felicite. Deci, sărbătoarea asta acum cred că azi se încheie, pentru că ține o lună, aproape o lună. Mâine Sfânta Duminică, felicităm domnicile. Vă mulțumesc din suflet la toți. Și când va fi mai greu, plimbați-vă pe strada Covalciuc de lângă Bânt. Domnul Covalciuc, să ne trăiți într-un mulți ani lungi cu sănătate și fericire. Din partea familiei noastre vă adonăm această icoană cu Sfântul Duminic. Care nu am găsit Dumitru astăzi? Noi am găsit tocmai la mănăstirea Mina. Ascultați-l cu aceea. Auziți? E cea mai bună mănăstire. Noi special pentru dumneavoastră. Hoții care fură teritoriul, asta mă bucur.